Bună seara, dragii mei prieteni, bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube. În această seară vreau să fac un mic vlog, un live, că timpul meu nu-mi dă liber ca să fac eu live-uri sau să fac ce trebuie să fac. Nu că... Este într-adevăr că în ultimul timp am cam lăsat de live-uri, n-am timp. Și în al doilea rând, nu vreau să dau atâtea explicații la unele persoane, de ce nu fac live-uri, de ce nu știu ce și nu știu. Pentru mine este mai importantă munca pe care eu o fac decât live-urile. Sau eu mă simt bine. De exemplu, să intru pe canalul prietenilor mei și să-i salut sau să-mi dau o părere despre persoanele respective. Dar în această seară vreau să fac și eu un mic vlog, să vorbesc despre o persoană. Această persoană, mai multe persoane, de exemplu, sunt aici băgate. Mă refer... la persoana respectivă care tot mereu zice că pur și simplu iau așa un pic de repaus pentru că îmi provoacă o scârbă deosebită în ce aspect, pentru că nu se mai potolește odată cu niște aluzii de prost gust. Eu înțeleg. Când o persoană te ajută în anumite puncte de vedere, da, eu înțeleg că trebuie să-l lauzi sau să-l ridici atât de multă slăbi. Dar nu e atât de cazul la mine, de exemplu, să mă ridici pe mine slăbi. Astăzi, de exemplu, făcut și o greșeală. Iarăși făcut și greșeli. Așa cum ai făcut și pe celălalt canal unde ai fost în live tu, da? Și iarăși ai comentat referitor la acele, vrei să te mai zic o dată, la acele medicamente. Tu, în primul rând, nu-ți, ori nu știu ce se întâmplă cu tine, ori nu, ori ești obsesionat de o chestie, pe care, pur și simplu, nu numai eu am văzut chestia asta, au văzut mai multe persoane, chestia asta de obsesie pe care tu o ai, înțelegi, cu niște putos medică, cu niște putos medicamente, niște pute de medicamente, pe care eu am vrut să-ți fac un bine. Și după aia, așa, alte persoane, din spatele camerilor voastre, înțelegi, zice că de acea persoană care le-a trimis, că a luat medicamentele și au fost rău. Adică n-am înțeles ce vrea să spună cu asta. N-am înțeles, eu ți-am trimis alte medicamente? Nu ți-am trimis cumva medicamentele care tu mi le-ai cerut mie? Care tu mi-ai zis mie că, aoleo, ăla mi-ai salvat viața cu un an. Mi-ai salvat viața cu un an de zi, un an. Uite, vezi, o spun și eu, fac și eu... un vlog special să ți-o zic. Și eu ți-am zis, măi umble, nu mai spune pe blog, vezi de treaba ta. Și cu asta basta. Așa. Și cu... că revenim iarăși la subiectul ăsta. Și că vezi, Doamne, că ți-am trimis niște alva și... și te duci și le-ai dat la copii. Bine că le-ai dat la copii. Dar cea alva nu este exprimarea albalii tale care tu te-ai exprimat. Ăla nu este alva. Da? Ăle sunt turoane. Sunt turoane, de exemplu. Exemplu. Dacă nu știi ce sunt alea turoane, mai informează-te că poate mai ai spanioli, spanioloice, prietene. Bine, ăștia care lucrează în Spania, da? Și îți dă mai multe detalii despre turoan. Care, cum sunt aceste turoane. Da, nu e nicio problemă. Bine că
Ți le-am trimis și pe ăstea, mă înțelegi? Nu, că eu oricum eu vreau să-ți fac un pachet mai mare, pe așa de sărbători, să arăt că sunt, eu sunt tot doamnă, în fine. Tot mai rău. Să zic o vorbă? Latri. Cuvântul ăsta latrat. Ți-o zic pentru că tu pe mine m-ai făcut că sunt proastă de povui. Mă, să știi tu că proasta asta, de exemplu, e? Proasta asta n-a cerut la nimeni nimica. Nu. Și nu mi-e cere. Și exprimarea ta pe live-ul la unde ai fost tu și ai vorbit iarăși, da? Și altele persoane au zis că dacă ajuți pe cineva, strici. Eu ție de câte ori ți-am strigat? Păi tu ai ieșit pe live. Tu ai făcut public totul. Eu nu m-am lăudat că ți-am trimis. Sau nu că mi-a părut rău că eu ți-am trimis niște medicamente care după aia s-au zis în spatele camerelor. Bine, în spatele telefonului aveți voi camere de filmat și sunteți băiatul de performanță. Zic, nu sunt nicio, dar minte tu. Zic, ca să zică la tine în chat persoanele respective, nu la tine în chat, la persoana respectivă unde ai fost, așa că nu vreau să-i dau numele, zic, dacă a trimis, ce trebuie să-i pară rău? Mie nu mi-a părut rău. Eu n-am vrut să fac public chestia asta. Ai văzut bine că s-a făcut public și după aia s-a făcut o halmeș, balbeș. S-a făcut. În primul rând că n-am ieșit eu. Să mă laud, am ieșit eu să zi, să-ți dau peste nas că ți-am făcut și că am drept și cu tare, bla, bla, bla. Nu. Și vreau să revin la un alt subiect, la o altă discuție. De exemplu, acea persoană care s-a referit la acea persoană, la mine, de exemplu, da? Eu vreau să o anunț pe doamna respectivă că acea persoană are un nume. Da? Și mă cheamă Ela. Ela vine de la un numele meu adevărat, dar nu vreau să-mi dau numele pe YouTube și care e problema. Sau dacă vreau să-l dau, îl dau eu, nu că trebuie să-mi-l dea alte persoane. Prea să mă interesează. Puteți să-l dați că nu mă interesează. Persoana respectivă, ca să se exprime, trebuie să învețe. Sau să-mi exprime mie acea persoană. Eu nu vreau să mă fac că sunt eu prințesa, duchesa, așa, nu mă preferește. Eu sunt eu. Sau sunt eu, de exemplu. Uite proasta asta care tu ai făcut-o pe YouTube, e? Care ai făcut-o, e proastă de bubuie și că nu știe să facă un content și că nu știe să facă cu tare, bla, bla, bla. E? Proasta asta, de exemplu, are 20 de ani de Spania. Lasă-i pe ea 5 ani de Italia, lasă-i dracu pe ea. Lasă-i pe ea. Da? Mă apropii de 20 de ani. Am 19 ani. De Spania. În spatele meu. Acea proastă de bubuie, are propriul ei negociu. Nu că trebuie să dau ție explicații sau la alte persoane, că nu vreau să dau explicații. Eu pur și simplu, nici n-am vrut, deci să se afle de mine că eu am un negociu, că eu am casă, propria mea casă. Nu. Nu. Eu m-am riscat. M-am riscat? Cu ce m-am riscat? Cu credite în bancă, cu. E problema mea ce am făcut, eu nu trebuie să dau explicații. Sau dacă am făcut ceva, am făcut pentru copilul meu. Sau lupt pentru copilul meu. Și nu trebuie să dau ție explicații. Sau nu trebuie să dau explicații la nimeni. E? Sau dacă am casa mea, o am eu. Muncită de mâinile mele. Uite semnele astea. Asta e nimic ce se vede acum pe pământ. La mine. Și nu mă laud. Sau dacă mă laud, mă laud pe propriile mele forțe. Da? Nu trebuie să mă laud de nimeni. Nu. Sunt alte persoane mult mai superioare
Ca mine care mă laudă, poate. Mă laudă eu și lor, ale, și la persoanele respective le spun, lăsați-mă, nu mai mă lăudați atâta, că zi, faptele vorbesc, nu cuvintele proaste. Așa. Și persoana respectivă care n-a știut să se exprime pe YouTube, o plataformă de asta de YouTuberi, de YouTube, înțelegi? În primul rând, ea trebuie să, zi, să facă și ea ce am făcut eu. E? În ce sens? Să învețe, primul rând, să vorbească. Nici eu nu am atâta limba, nici eu sunt atât perfectă la zi, la gramatică și la, nu pot să spun că eu sunt perfecta, perfectul, Doamne ferește, nu, nu, că și eu am destule defecte ale mele, buf! Astea mi le văd eu, nu trebuie să mi le spun alții. Nu, că dacă eram atât de proastă de bub, uite că mă mănâncă recul și capul, înțelegi? E? Zi! Nu aveam propriul meu negociu singură, e? Fără alte persoane în spatele meu. A, că am alte persoane în spatele meu, vreau să zic, cum am bucătarul, cum am bucătăreasa, vreau să zic, așa că și e tot româncă ca și mine. Așa. Bine, prima dată a fost barbie, restaurant, bine, restaurant, cafeterie, restaurant. Așa. Și acum este al meu. Și care e problema? Deci unde vreau să ajung, nu că trebuie să mă laud. Primul rând trebuie să învețe ea să muncească. Da? Și al doilea rând trebuie să învețe, deci să vorbească cu o persoană care pur și simplu nu că mă văd eu mai superioară decât ea, dar sunt. Sunt. Și că vezi, Doamne, că i-a venit, că ți-a venit rău de la acele medicamente pe care eu ți le-am trebuit. Măi, omule de Dumnezeu, vrei să zic eu ție că acea persoană, fiind eu ela, da? E? Acea persoană era operată de 2 luni de zile. E? Nu că vreau să stric că am făcut sacrificiul ăsta. Nu! Nu! Că ce ți-am trimis ție nimic, am. Pentru noi în scurt. Oho, stai liniștit. Stai liniștit tu. Am ajutat pe alții mult mai mult. Oho. În fine. Nu mă laud. Dar tu, ca să analizezi o femeie, da? Trebuie să-ți vezi ce ai tu. E? În bătătura ta trebuie să vezi tu cine ești tu ca persoană și după aia ai dreptul să vorbești. Și de exemplu cum te exprimi așa astăzi, da? Ca cele femei din chat de la Zeița, da? Îmi cer scuze, Zeița, mamă, că îți pronunț numele, dar cred că nu te super până roada asta de elata, așa, că îți pronunț numele, că sunt toate lesbience. Aver care sunt acele toate? Înainte să te exprimi că sunt toate lesbience, trebuia să te fie exprimat sub altă formă. Eu nu, că am ieșit și crezând că mă simți de ăsta, nu, Doamne ferește, dar m-a deranjat pentru că m-ai jignit. Sau că ai jignit și alte persoane. Nu ți-a ajuns cât ai putut să jignești o persoană. Că ai jignit o persoană care pur și simplu a fost la greu. Ce crezi, că blestemele tale se prind? Nu o să prind. Nu. Dacă în caz că ție acea persoană ți-a făcut rău, nu prea văd ce rău ți-a făcut, trebuia să demonstrezi că ești tu mai domn. Dar tu n-ai dat dovadă de omenie. Tu ai dat dovadă de o răutate care există în tine. Și vreau să-ți mai zic și altceva. Eu am crezut că tu ești o persoană cu capul pe umeri. Eu, într-adevăr, eu de Mazalu am zis, că Mazalu, zi, avea caracterul lui. Văd că acum s-a schimbat. De exemplu, făceam comparație între tine și el, că tu erai mult mai,
mai cop la minte. Dar văd că ne-am schimbat tot la 380 de grade, așa. Deci tu ți-am zis că, bă, ăsta e un om cu capul pe umeri, știe să vorbească, are alt ăsta, dar nu. Ești josnic. Punct. Așa. Păi ce canal te duci și te lauzi atâta că vezi, Doamne, că ai ajutat și că ai făcut și că ai dres. Păi, băiatule, tu dacă m-ai ajutat pe mine cu un canal, să-ți intre odată în capul ăla. Da? M-ai ajutat, într-adevăr. Dar eu ți-am plătit, tăticule. Eh? Eu ți-am trimis bani. Ce atâtea comentarii? Ce atâtea comentarii să fac? Pe ce canal te duci? Gata, una, două, ela, una, două, ela, ca ce-am făcut, ce-am drescut, ce-am făcut lui ela. Ce dracu ai făcut, mă, lui ela? Ce dracu ai făcut lui ela? Eh? Că ți-a trimis... Putea să ți trimit recurs, e gratis. Da, așa încet, încet. Prosta asta care ai făcut-o tu de bubuie, eh? Își dedic așa canalul. Zi, eu am fost mai înainte asturlalte care să fac acum mai vediete. Dar nu am vrut să mai mă țin de el. Nu. Le-am vrut pentru că... De ce l-am vrut? Zi. Eu am făcut și mi-am făcut canalul meu și ăsta pentru că stăteam acasă. Am stat acasă aproape 2 ani de zile. Să-mi vine, nu trebuie să dau ție explicații. E că am fost în concediu medical. Ha, și să revin la o chestie. Eu când a trebuit, când tu ai pe la mine și mi-ai zis mie, Ela, pot să-mi cumperi și mie acele medicamente? E? Și am zis, da. Da, te ajut. Dar, să-ți mai aduc aminte de o chestie. Eu eram operată. E? Și tot chihonul ăsta al meu, uite că-ți spun denumirea orașului unde sunt eu, e? În Asturias, de exemplu, nu e al meu, normal. Așa stau aici de... În fine, am mai stat și în alt oraș. Dar acum sunt... Aici sunt de 8 ani, în Gijón. Așa, în fine. 11 ani am stat în Oviedo, în Asturias. Zi, proasta asta, da, bubuit, era operată în 2 luni. De proteză de cadera. Și acele medicamente se dădeau pe bază de rețetă. A, că te duceai și la eu cutie. Nu era nimica. Înțelegi tu? Dar la câte farmacii am fost eu în tot hihonul ăsta care este? Și ți le-am luat. Și mă geam în 2 cârje. Și n-ai apreciat asta. Și tu ai ajuns să mă faci pe mine prost. Și persoana respectivă care este lângă tine, care ia pur și simplu, poate nici nu știe ce dracu este aia o muncă sau să te sacrifici. Singură? Și mă jignește aia pe mine. Cu ce trebuie mă jignește aia pe mine? Ce dracului am făcut eu, mă? Băi, dacă îți venea, băi, și leșin, mă, să-ți veni dreptul de la medicamentele alea. Băi, eu ți-am trimis medicamentele care tu mi le-ai cerut mie. Mă, puteai să fi gătuși și jos, mă, dar... Dacă aveai recunoștință și mentalitatea aia ta, eh? Puteai să o stopezi și pe ea, să nu zică, să nu clămpăne din gura ea. Eh? Așa? Nu clămpăne ca prostul. În bâlci. Nu spuneam apă live. O sunam pe proasta aia de bubuie și ziceam, bă, e la draci, uite ce dracu mi ce s-a întâmplat aici. Dar au fost medicamentele care tu le-ai făcut, le-ai arătat și pe canal. Ce vină aveam eu aici așa? Nu ai subiecte? Zi, n-ai subiecte decât să vorbești decât de ela în jos și ela în sus? Lasă-o mai că pe ela. Așa. Și eu, de exemplu, n-am mai făcut live pentru că n-am mai vrut. Pentru că eram... Ei, eram în concediu medical. Pentru mine știi ce mai e de preț?
munca, să muncesc. Dacă stăteam acasă așa și așteptam de la bărbatul meu ăsta care l-am, eu nu accept unele lucruri nici de la bărbatul meu, mă. Nu. Nu. Celelalte lucruri mi le plătesc eu cu mâna mea. Cu mâinile mele mi le fac. Ai, și vreau să-i dau un răspuns tot așa la o persoană că m-a întrebat unde e bărbatul meu. Tu, Duduie, știi ceva? Bărbatul meu e la muncă. Muncește. Și în al doilea rând trebuie să dau ție explicații unde e bărbatul meu. Bine, bărbatul meu muncește, așa cum muncesc și eu. Fiecare avem muncile noastre, fiecare avem responsabilitățile noastre pe care noi le avem de făcut și nu trebuie să le dăm, să le facem publice. Eu nu le fac publice. Nu, eu n-am vrut nici să spun că vezi, Doamne, că sunt eu, că am eu nu știu ce am și ce am făcut și ce n-am făcut. Nu! Asta voi ați făcut-o și voi ați publicat-o. Fără autorizația mea. Să vă dau eu autorizația. Bă, spuneți lucrul ăsta despre Ela. Eram eu să zic acum o prostie, dracului. Cum puteți să faceți așa ceva? Ce atâtea explicații vă duceți pe alte canale și zici și comentați? Bine că acum ne-ai mai dat numele meu, dar unde ai ajuns cu cuvintele alea? Băi, fi o proastă de bubui. Eh? Dar pricep unele lucruri. Și tu n-ai niciun drept să mai vorbești de mine. Nu! Că am zis-o mai înainte. Mi s-a părut că ai fost o persoană, că erai o persoană cu capul pe umeri. Și că mi-a părut rău de tine, că erai o persoană bolnavă. E? Da, e adevărat. Păi dar tu cum? Vii și vorbești una, două, că am ridicat canalul lui Ela, că am făcut lui Ela nu știu ce, că am făcut lui Ela nu știu cum. Hău, stop, parcat. Gata, ajunge dracului atâtea discuții. Nu te mai oprești odată. Și persoana respectivă care tot mereu bombonește, e? Acum mă ia eu urât de ea dacă vrea, e? În spatele camerii lor, sau mai bine zis, în spatele telefonului, dumitale, acea persoană. Nu, acea persoană are un nume. Și persoana respectivă, m-am zis, să-și vadă de treaba ei și să facă și ea ce fac alte persoane. De exemplu, la muncă. Să muncească. Și exprimarea ta care o pronunțași astăzi, e, de lesbience, puteai să fi zis sub o altă formă. Înțelegi? Ca să nu priceapă un prost. Proasta aia de bubuie. Nu, trebuie să te fie exprimat, e? Zi. Sub o altă formă. Vrei să o zic eu? Dar mai bine, învață-o tu și ia-o tu și să te exprimi tu din ea. Nu! Una de o Ela, una de o Ela, că am ridicat canalul lui Ela. Oh, stai o țără, că nu mi l-ai ridicat, mai maică, nu mi l-ai ridicat. Nu! Dacă vrei, ia ține înapoi! Mi-aia de boss pe care mi-ai băgat-o, mă. Ia ține înapoi, mă, că mi-l ridic eu canalul. Așa, încet, încet, mi-l ridic eu. Și m-am mai exprimat. De când eu făceam live-uri, aveam timp liber. Eram acasă. Stăteam așa, toată ziua, mă ziua cu mâna la falc. Da, dar mi-așteptam bani să vină. Pe concediu medical. Eu nu din YouTube. Ca să fac bani pe YouTube. Nu!
Și nu vreau să-mi scot banii. Nu. Că poate ia zi, poate că... Zi, poate că nu mai vin. Și nu vreau. Nu. Pentru că crezi că eu stau noi a 120 sau 140, nu știu cât dracu a fost. A? Eu stau în banii. Nu stau mai că în banii, stai tu liniștit. Sau stau în băia 70 de euro care... 70. Care eu ți-am dat ție pe medicamente. Păi tu crezi că stau în medicamentele alea? Și mai e și bună, mai e și nesimțirea. Zici să zici că ți-a venit rău de la medicamente. Păi ți-a venit din cauza mea. Ți-e rău de la medicamentele alea. Păi de ce nu te-ai dus la medic? Ca să-ți zici, să-ți prescrie dracului alte medicamente, mă. De ce nu te-ai dus? Nu ți-am spus, să mai repet încă o dată. Dacă erai un om cu capul umeri, zi. Nu ieșeam și făceai public chestiile astea. Nu. Nu. Eu am ieșit public să spun că zi, cui am dat eu și ce am făcut eu și ce am dres eu. Nu! Nu! Nu vreau, nu-mi place să fac public unele lucruri. Și pe mine, în al doilea rând, nu mă comandă nimeni. Nu mă comandă nimeni. Pe mine nu mă comandă nici mama, nici, bine, tata, nu mai e săracul de 20 de ani. Așa, nu mă comandă nici... Nici fie mea, nici gine, nu mă comandă cu... Nu mă comandă nimeni. Nici bărbatul meu nu mă comandă. Bărbatul meu pe mine nu m-a făcut niciodată proastă. A, m-a mai făcut toată tontina, așa. Glumele noastre care noi le avem. Normal, noi ăștia care lucrăm în sidrediști, în restaurante. Noi avem alt stil, avem alt vocabular, deci, bine, mai ales ei ca camareri sau ca ospătari, ei au alt caracter, normal. Față de noi ăștia care am lucrat la bucătărie. Ca ajutante de cucină, de exemplu. Și la spălat de vase, la spălat ăsta. De curățat pește, exemplu. Pește, așa se bage clienții în gură, mănânce. Așa, în fine. Asta o putem prinde o glumă de prost gust, în fine. Dar, eu am cu ce să mă mândresc în viața mea, mă. Tu, de exemplu, nu că te trag eu pe tine la răspundere, tot te lauzi atâta, că ai atâtea serviciuri și că ai nu știu ce și nu știu ce. Da? Mă, băiatul, tu dacă ai atâtea serviciuri, de ce nu ai și tu propria ta casă? Da, și că eu te trag și eu acum la răspundere pe tine. Cum ai tras tu pe mine la răspundere, că de ce nu mai fac eu live-uri sau că de ce nu copieze pe cutare sau de ce nu copieze pe cutare? Păi, dar nu vreau să mai fac live-uri. Sau dacă mai fac, intru așa, când și când. Mai bine prefer să mă uit la alții. La alții. Sau să-i salut. Bine, persoanele care merită salutate, nu care nu merită. Dacă intru la cineva pe live și salut și văd că mai mă salută, pe mine gata, eu nu mai intru. Mi-am interesează. Pentru... Primul rând, tu înainte să analizezi o persoană și să spui sau să te bucuri de rău unei persoane, e? Știi ceva? Mai bine te analiza pe tine. Cum ești tu ca persoană. Și după aceea trebuie să dai cu colții în alte persoane. De exemplu, la ce ai zis zilele trecute, ai lăsat mult de dorit. Mult ai lăsat de dorit. Mai omule, eu nu vreau să zic măcar numele. Nu-l merit să ți-l zic? Nu. Pentru că ești persoană josnică. Ești o persoană care pur și simplu gândește bine că al de sus te va lovi odată și odată. Nu ești din zodia racului, eh? Eu nu vreau să mă complic prea mult la multe
Discuții că dacă eu aș zice ceva, eu îmi am o gură spurcată. De exemplu, tu, ceea ce ai făcut, cum ai blestemat și cum te-ai bucurat de rău unei persoane. Tare. Păcat. Am zis păcat, atât. Și în al doilea rând să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine pentru ceea ce ai zis și pentru ceea ce ai făcut. Pe mine mă deranjează pentru că mă aduci tot mereu în aceeași ipostază. Tot mereu zi, una, două, că am ridicat canalul, acum mai nu, că nu mai vrei să mai dai nimeni, dar nicio problemă, că eu înțeleg. Vreau să fii, dar tot pe acolo și arunci. Și prin privatele tale tot așa. Ela, ela, ești obsesionat? Ce dracului ai? Ce ai? Eu te întreb și eu ce ai? Vezi, mă, omule, de treaba ta. Gata, o, dracului, că te-am ajutat. Tu crezi că eu stau în aia 70 de euro, uite? Păi bine, sigur, Luca, ce m-a deranjat, zic că ai... Zici că, vezi, Doamne, că ți-a venit rău după medic. Păi ce a fost vina mea că ți-a venit ție rău după medicament? Păi ce dracu la medic, Doamne, iartă-mă. Te la medic, de-aia sunt medici, mă. Păi da, de-aia sunt medici. Te duci la medic. Nu să cer la nu știu cine să-ți tremeată ție. A, și te-ai lăudat tot așa că, vezi, Doamne, că ți-a mai zis o persoană care tot aici lucrează în Spania, Că de ce ai apelat la altă persoană? Că puteai să apelezi la mine. Bine, la mine, la persoana respectivă. De ce dracu nu ai apelat la persoana respectivă? Că dacă apelai la persoana respectivă, nu mai era el băgat aici în mijloc și cu atâtea discuții și cu bla 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 ca să nu mai aduc aminte de unele lucruri. Și să-ți mai zici altceva. Pe mine nu mă învață nimeni, n-am nimic. Sau... Nu, pe mine nu mă influențează nimeni. Nimeni. Și nu mi-e frică de nimeni. Nu. Dă dovadă, maică, că ești cu capul ăla pe umeri, da? Nu mai are rost să mai dai... să-ți mai dai, zic, atâtea... Asta că nu... Ești o persoană care pur și simplu l-aș de dorit. Din punctul meu de vedere. Și asta este. Mă, cum să spun eu, la un bărbat e mai stău dracului, Doamne, iată-mă, n-am să înjure, să facă, să treacă, dar eu cred că la o femeie nu prea este așa. Mă, și eu pot să spun că nici eu nu sunt atât perfectă, că și eu mai jur și eu mai zic câte ceva. Dar o zic și eu sub altă formă. Și forma asta trebuie să știi cum să o pui, mă, și cum să o zici. Da. Cum ai zis, de exemplu, îmi aduc aminte. Astăzi pe live folosiția că, vezi, Doamne, că toate de acolo, toate femeile din ceasă sunt lesbienice. Păi tu mă faci pe mine și lesbiancă? Hă? Ai stat tu la spatele meu, să nu zic în altă parte. Să vezi tu că sunt eu lesbiancă? Să nu știi modul de exprimare. Hă? În primul rând, tu ca să dai un sfat la cineva, trebuie să te înveți pe tine să vorbești. Să vorbește. Și după aia să vezi să-mi zici bine. Asta e modul meu de gândire. Și dacă mai mă prostesc câteodată sau dacă mai am câte un cuvânt ăsta așa care pur și simplu. Păi, băiatule, eu sunt dracu, de atâția am plecat, am văzut să mai uită dracu așa cât de cât vocabularul ăla românesc. Dicționarul ăla. A, că trebuie să te mai uiți prin el, da, asta este adevărul, care e problema. Și nu-mi zără, cine ești, mă, tu, ca să dai uiți explicații? Eu sunt eu.
pe mine nu mă trage nimeni la răspundere și nu trebuie să dau nicio explicație la nimeni. Mai ales ție. Pentru că în ultimele săptămâni, într-adevăr, l-aș de dorit. Ai lăsat de dorit la toată lumea. Și în legătură cu Silvia. Ai lăsat de dorit. Ce crezi că dacă ai ieșit și ai blestemat și ai făcut, ce crezi că ai rezolvat prin chestia asta? Sau înjuri și la ora actuală? Nu se rușine. Să înjuri. Bine că tu ai jurat. Mai multă lume nu mai pot, Silvia Pădurară. Acum mai nou văd că îl blestem și pe bărbatul său, pe soțul ei. Nu că vreau să-ți iau neapărare, dar asta e realitatea. Ce atâta? Mâna două, Silvia, mâna două, Pădureasa, mâna două. Nu ai control. Nu mai ai pe cine să faci acum zi contente, să-ți faci life-urile tale. Mai fă dracu și pe alte persoane. Tu vezi tu că asta, Silvia, nu te bagă în seamă. Păi dar tu îi cunoști familia lui Silvia Păduraru? Nu, eu te întreb pe tine așa ca persoană. Bă, eu pot să spun, eu pot să-ți vorbesc de Silvia Păduraru. Eu îi cunosc familia. Eu i-am văzut. Deci am văzut-o prin telefon, vreau să spun. Îl blestem tu pe om, păi tu! Zi, tu ai modul de gândire cum îl are acel om? A? Cum poți? Zi, să ai sufletul ăla atât de câine în tine, eh? Ca așa mine să te fac, eh? Să-i blestem și nepoții. Să dai cu colții în nepoții ei. A? Nu te gândești că mâine pe mine o să ai și tu copii. În fine, nu vreau să mai vorbesc, că dacă eu zic ceva, e imposibil să nu se întâmple. Că așa suntem noi racește. Că noi racește avem o gură sporcată. Când să zicem câte ceva. Cum poți să faci așa ceva? Cum poți? Cum adică? Zeița iese pe un canal și... Deci, Zeița dacă a făcut acel live, el a făcut pentru prietenii lui Silvia. Nu l-a făcut pentru alte persoane ca să vină să o atace pe Silvia Păduraru. Nu! Deci noi am fost să o susținem pe Silvia. Și tu vii să spui și să o... Zi! Să o ataci mult mai rău pe Silvia? Ce crezi că ai câștigat prin asta? Și acum mai nou, e blestemat și nepoții, e blestemat și bărbatul? Hău, stai, parcate! Stai liniștit! Păi pe unde a fost acel om? Păi tu niciodată nu o să fii ca el, mai băiatul. Hău, unde ajungi tu? Niciodată. Caracterul acelui om nimeni nu-l are. Eu nu că vreau, nu că e prietena mea. Bine, eu o consider o prietenă. Păi dacă acel om nu cred că există, mă, pe pământul ăsta. Mulți și-ar dori, uite și eu una, mi-aș fi dorit să am un tată ca acel om. Din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. Să am un părinte ca el. Modul lui de gândire, modul lui de a se exprima acel om. Acel om este un tată model. Și voi, niște păduchi, pur și simplu, ultima spiță de la roată, vă gândiți și voi să analizați soțul lui Silvia Păduraru. Eu una, o mai repet încă o dată.
Mult! Mi-aș dori, mi-aș fi dorit, să am un tată, un părinte, ca bărbatul lui Silvia Pădurară. Să fi avut un părinte așa. Păi, fraților, mi-aș fi dorit enorm. Dacă aș fi avut un părinte ca bărbatul lui Silvia Pădurară, eu nu aș mai fi fost prin Spania. Nu, aș fi fost altă persoană. În primul rând, în viața asta trebuie să apreciez persoanele care sunt persoane, care au coloană vertebrală. Nu niște ștefturi de oameni. Și cu asta am spus tot. Tu ce crezi că dacă zici Silvia Păduraru, asta e așa că acum îți vorbesc și eu ție de Silvia Păduraru. Dacă această doamnă, Silvia Păduraru, nu era cu capul ăla pe umeri, tu crezi că acel om o ținea? Tu crezi că acel om mai făcea încă doi copii cu ea? Nu. Acel om este uns cu toate ale fiile. Cu toate ale fiile, voi. Acei copii trei, cei trei copii care îi are, și are realizați puși la casele lor toți. Da. Dar tu ce, mă? Tu ce ai? Nu-i nimic. Și această Silvia Pădurară, de exemplu, dacă își face life, își face în plictiseală, mă. Pentru că asta a muncit la viața ei. Această femeie a muncit. Nu că e prietena mea și că vreau să o ridic în slăvi. Nu, 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 Doamne ferește, stop, Eu spun asta pentru că am văzut cine este. Da? Și am văzut ce persoană este Silvia Pădurară. Eu vă spun, fraților, că dacă Silvia Pădurară nu era o femeie cu cap cu omeri, acest om nu ținea la ușa casei. Nu. Da. Acest om are o personalitate și un mod de gândire extraordinar. De la acest om chiar aveți ce să învățați. Prin modul lui de exprimare, prin modul lui de gândi, de modul lui de a gândi, este o persoană de apreciat. Dar și vezi alți păduchioși că vin să-l atace și să-l blesteme și să stea. Băi, băiatule, unde suntem aici? Hă? Bă, fraților, suntem dracu și ne plecați de atâția ani, prin străinătate. Nu ne-am mai civilizat, dracu, și noi așa un pic. Cât de cât așa să ne civilizăm, dracu, la mintea asta, mă. Acum poate pară, dracu, un pic rasistă. Bă, zic și eu că na, dacă stăm, dracu, și ne plecați pe aici prin străinătate sau prin unde, dracu, prin meleagă, prin țările astea, zicem că poate nu am fi civilizat, dracu, și noi, dar nu ne-am civilizat. Tot așa înapoiați am rămas, parcă unii așa dintre noi, nu mă înțelegeți greșit. Și iese, mai iese și câte una așa și mai dau și ele cu colții. La maie, la măbaie, la blaglaie. Ce dracu facem aici? Hai să facem și noi, să trei rozete, n-ați ofrânt-o cât ți-am dresul. Demonstrează și tu, prin serviciurile tale care tu le-ai, Eu nu știu că eu îți cer eu ție să
demonstrez mie, că eu n-am nevoie să-mi demonstrez tu mie, Doamne ferește, niciodată. Nu! Eu am mai zis și am mai repetat-o. Eu n-am vrut nici să spun zi ce am făcut eu sau ce fac eu sau ce nu fac eu. Că nu vreau. Nu, eu nu mă consider nici la ora actuală că zic că eu sunt o impresare de los cojones, că mă consideram mai superioară, da, dacă aveam cumva vreo două sidrerii, vreo două restaurante, de exemplu, așa, zic, să fi avut platica, mai multă platică în spatele meu, înțelegi, dar câștigată pe mâinile mele, nu câștigată pe, pe spinarea altora, nu. Atunci putea să spun, bă, eu sunt impresar, ce bă, ca mine nu e nimeni. Nu, ce dracu, eu am restaurant, cafeterie, restaurant. Acum sunt la început, în fine, dacă vreau mâine las, dacă vreau nu las, fac ce vreau eu. Nu trebuie să dau nicio explicație la nimeni. Și nu mi-a nimeni. Dar. Bine, poate o zice că, bine, că din concluzie, poate am vreo exprimare greșită, îmi cer scuze. În primul rând, demonstrează cine ești tu ca persoană, ce faci tu, mă înțelegi? Zi, să ai vreo 3 copii ca să-i dai în rândul lumii pe toți, înțelegi tu? Și după aia să ieși tu pe canal și să înjuri și să beștelești lumea și să-i faci în toate felurile. Băi, dacă acea persoană pe tine te-a jignit și ți-a făcut, bine mă, femeie, du-te și lasă-mă în pace. Și atât. Tu ce ai făcut? Ai făcut și ai dat cât toți youtuberii și toată lumea te înjosește. Nu trebuie să dai ție explicații și nu trebuie să-ți ăsta că n-are degeaba bagi. Zii, baci niște idei de-astea cap la un... Bine, că acum cred că o să mă ieși pe mine la înjura și la asta, dar oricum și așa la mine nu o să ajungă nimic. Înjură cât vrei și fă ce vrei tu. Dar te rog eu frumos. Te-am rugat frumos, Pe mine nu mai mă... Nici măcar să-ți mai aduci aminte de acele medicamente, ia-le dracului și aruncă-le și... Dă-le foc, zi, dacă vrei să le dai foc, dă-le dracului foc, bagă-le într-o găleată de aia de tablă, nu de aia de plastic, dacă le bagi în aia de plastic, îți ia dracu toată casa foc, așa, gasoniera, apartament unde stai tu, că nici nu mă interesează, așa, Doamne ferește, și nici n-aș vrea să mă intereseze, aia prin Grenoble, acolo și apă unde stai tu, nu mă interesează. Pare rău că am apelat... La tine, de exemplu, cu canalul, cu tot ăsta de canal, mai bine nu mai, Doamne ferește, mai bine îmi băgam, îmi cer scuze, dragii mei, mai bine îmi băgam dracu în lemn, mă înțelegi tu? Decât să fie apelat la tine, că tu ai făcut publice tot. Totul. Bă, dacă tu ai fost capabil să mă bași, să mă pui pe mine pe comunitate, de ceea ce ai vorbit tu cu mine, mă? Tu vezi tu că tu n-ai avut nici gândire, n-ai avut nici bun simț ăla care... și vreau să zic de galată, să pui dracu, pe toate medicamentele alea, măcar să le pui, zi, care ai zis că ți-a venit leș pe beș, leș pe leșin, sau leș pe beș, așa, zi, că ți-a venit asta, să le pui dracu într-o galată de aia de tablă, să le dai foc. Și să uiți dracu totul, să uiți odată, să... Zi, pentru tine zi, el asta fiind la dracu, el, ele lor, așa, zi mă să-i, s-o șterg dracu de creierea ei tăi. Păi la altul o faci și cum o faci, păi la altul care le mi-a ridicat canalul. Măi băiatule, tu ca să te exprimi la adresa unei femei, în primul rând, trebuie să o vezi bine, să o analizezi bine. Dar bine, ăsta este vocabularul. Naționalitate. De românului.
Zi, mentalitatea țiganilor, mentalitatea romilor. Bine că nu, ai și români care sunt copi la minte, ai și țigani care tot așa sunt copi la minte, dar în fine, mai sunt câte unul așa pe câte o arătură. Că nici eu nu pot să spun, doamne ferește, că eu sunt perfecta perfectelor, că nici eu nu mă consider o femeie perfectă. Dar... Cum zice italiană, mai că cosa fare? Fanculo. Pur și simplu tu ai lăsat de dorit. Bine, o să... Mă mir că nu, zi, nu mai jura și pe mine, mă mir că nu, dar chestia e că nu prea ți-am dat eu prea multă atenție ca să mă înjuri. Și nici nu vreau să dau atenția și mi-ai zis să stau parcată. Păi, băiatule, bă, parcate eu stau, mă. Stau parcate unde vreau eu. Bine? Și îți mai aduc o dată aminte. Eu life-uri făceam? Sau schiviții? Nu, și cu perucile vreau să zic. Eh? De exemplu, cu perucile, eu l-am copiat pe... Nu, stați, eu l-am copiat, am copiat. Da, pot să spun. Eu l-am copiat pe domnul Mazal. Eu pe Mazalul l-am copiat. În ce aspecte? Nu totalitate, Doamne ferește, nu totalitate. Nu, nu. Acum pot să spun că Mazalul e schimbat în totalitate. Bine, în totalitate nu mai are și defecte ca totul. Dar, în fine. Mazalul, sper să nu faci iar la pe mine, să nu mă înjuri că... Buf. În fine. Că l-am copiat pe Mazalul, dar l-am copiat, eu l-am copiat la peruci. Să ne punem peruci în cap, să facem bambili și tralala, să trăiască Republica. Eu l-am copiat pe Mazalul. Da, recunosc că l-am copiat. Ai și prima persoană care a ieșit pe YouTube cu perucile. Să nu ne mai lăudăm prea mult. Că zi, ni s-a tăiat dracu crengă de sub picioare. Mazalul a fost prima dată. Mazalul a ieșit pe rampă. Prima dată cu perucile în cap. Da, și eu l-am copiat pe Mazalul. Care problemă? Da, Mazalul, îți mulțumesc să rămână. Cred că nu te duci să mă denunți. Spune-mi dracu să zici, să-mi zici dacă mă denunțe. Auzi-mă. În fine, bine, asta e o glumă, îmi face tâmpenii de ăsta. Nici o problemă, că îi spun mumă sa și îl dă mumă sa cu toate alea. Bine, depinde, la anumite puncte de așa, și tu? Nu știu și mie că ăsta. Măratule, când eu făceam live-uri și intrai, pentru că tu aveai totuși, aveai și parola mea și aveai și... Hai, uite că acum chiar te bag și să vezi acum ce explodezi, ca explodezi, cum ai zis că zic că ți-a venit rău, ți-a venit leș pe beci de la medicamentele mele, care eu ți le-am trimis ție, da? Am zis să nu mai vorbesc, să te las să trâncă și să urli și să faci și să treci, să dai cu nuca în perete, că... Dar asta ești, așa ai ieșit, asta ți-a sămânța, n-ai ce să faci, asta e viața, dar în fine. Dar tu, persoana ta, așa, când eu intram pe live-uri, mă înțelegi tu? Nu când erau ăstea la alte, s-au făcut și le vedete acum, așa, zi, eu atunci aveam timp, mă, aveam timp, stăteam acasă. Da. Și m-am lăsat. Și mă las. Dacă vrei să-mi dai canalul jos, dă-l cu jos. Nu e nicio problemă, fac altul. Care e problema? Ce crezi că mai apelez la tine să mai îmi faci mie? Doamne ferește, n-aș mai vrea. Nu, la tine n-aș mai apela nici măcar. Zi, știu că am mai apelat o singură dată la tine. Mi-au trimis ăștia cu chestia cu dolarul și ăsta. Și am zis, păi, dar de ce trebuie să fie apelat eu? Și atâta. Și de atunci, ceau. Atunci am zis că nu vreau nici măcar numele să ți-l mai pronunț. Da? Știu că m-ai ajutat cu canalul, bine l-ai ridicat, dar pe banii mei, nu pe banii tăi, m-ai ajutat pe... Zic, pe banii tăi, nu mă, pe banii mei. Hai, și că ai zis că nu știu ce, ți-a mai rămas 6 euro. Păi ce vrei să-ți fac? Eu știu că cafeaua e scumpă, nu?
în Franța. Când am fost eu în vacanță acum 8 ani, parcă cam așa ceva, 8-9 ani, zi, atunci era cafea 4, 2-3 euro. În Lyon, când am fost. Da. Că vorul bărbatul mă ia acolo, în Lyon. Ce vrei să strimi mai mult ca să ai mai multe zile de cafele sau nu mă trebuie. Sau să trebuie să mi trimiți numai că nu aveam nevoie. Am pierdut eu dracu mai mult. Dar mi-te... Asta. 100 și ceva de... Te mai lăuda. Te mai lăuda că n-are rost să te mai lăuda. Atât dacă pur și simplu n-are rost. Asta ești tu. Asta ești tu și cu ăsta. Atâta, te rog frumos. Controlează-te la vorbit. Nu mai arunca cu nuca aia în perete. Că nu are rost. N-are rost. Te exprim. Ar mai fi mai multe lucruri de zis, dar nu m-aș mai complica să mai discut, că deja a făcut prea lung vlogul ăsta, nu? Ca să-ți mai zic ție. N-are rost. Eu ce-am avut de zis, ce-am zis? Te rog eu frumos, când te mai duci pe alt telefon, nu mai vorbi atâta, că acea persoană, nu știu ce, de medicamente și nu știu ce, dă-le dracu de medicamente, să mai zic încă o dată, pune-le într-o gheleată de aia, dar de tablă, nu de plastică. Ți-a dracu, Doamne, iartă-mă, foc, casa foc, Doamne, ferește, uite, vezi că nu-ți doresc rău. Scuzați-mă, cum îmi dorești tu răul la alte persoane? Așa? Zi. Și dă-le foc. Și uite, trebuie cu totul, 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 totul. Gata, ajunge, ho! Ajunge! Atâta, băi, bagă dracu secura aia, nu, dai cu colță aia. Ba mine, dai cu colții. Ba zeița, dai. Așa. Ban Silvia, dai. Ban ăla, dai. Deci ai terminat-o înainte cu Strehaia și cu toate alea și acum dai noi. Așa, ban în săraca Elena, dai. Tu ai cunoscut familia lui Elena, ai cunoscut-o pe Elena. Ca să vorbești de ea, să o faci pe ea, să o faci pe aia curvă, să o faci pe aia altă așa, să o faci pe aia altă așa. Măi, noi vorbim așa. Cu camerile astea așa, înțelegi? Dar tu nu știi cine suntem noi în spatele camerilor. Ce personalități avem. Ce personalități. Eu mă refer la mine. Eu nu mă văd o persoană. Personalitate. Bine, am personalitate, dar nu în totalitate. Așa, mă văd eu atât de perfectă și, Doamne ferește, o statuță. Nu mă văd atât de perfectă. Nu. Și am defectele mele. Ca tot omul. Dar văd că tu te consideri o persoană. Pur și simplu, Doamne Dumnezeule, n-are nimeni firmele tale, n-are nimeni muncile tale și tu, păi demonstrează, mă, cu ce demonstrezi? Cu ce demonstrezi? Că nu demonstrezi cu nimica, maică. Cu nimica. Nu. Nu. Și persoanele altă care arată tot așa. Mai fetițo, am o singură rugăminte la tine. Tu nici cel puțin, nici aia, nici ăla, nici dracu, nici lacu. Tu nici să nu le mai pronunți. Nu trebuie să dai tu explicații. Eu când i-am trimis medicamentele lui soțul tău, zi, tu nici nu erai în Franța, mi se pare. Ai ceva cu mine? Ți-am făcut eu zi ceva? Cred că nu. Nu. Și stai liniștită. Că nu ți-l mai pronunț, dar nu vreau, Doamne ferește, nu vreau să mă complic, să mă complic prea mult. Aha, te vezi că mă, zi, îmi vine zi, să-mi trag părul în cap când e să, mi-aduc aminte de chestiile astea. Și sunt niște lucruri care pur și simplu,
Lasă de dorit. Da. În fine, dragii mei, eu cam asta am avut de zis, îmi cer scuze. Sunt un pic amrăcită și nu forțai așa să dau niște, nu că explicați, să dau așa niște replici la unele persoane. Nu vreau să le zic nici numele, că nu se merită să le zic eu numele lor. Așa. La asta m-am zis, dragii mei, vă zic. Atâta vă zic bine, atâta și mai mult vă doresc multă sănătate. Dacă mai e nevoie, mai intrăm și mai vorbim. La revedere!